Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Elena Parapirea, aceasta este o nouă ediție a emisiunii noastre. Invitatul meu din această seară este domnul președinte Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați și președintele executiv al Partidului Social Democrat. Bine ați revenit alături de noi, domnule președinte. Bună seara, dumneavoastră, telespectatorilor noastre, bine v-am regăsit și vă mulțumesc mult pentru invitație. Avem un nou aparat unic la Galați, venit aici prin, bineînțeles, intervenția Consiliului Județean. Da, este unic pentru că prin ceea ce face, în primul rând, acest aparat înseamnă speranță, înseamnă o șansă. Nu sunt multe astfel de aparate în țară, sunt doar vreo 3 centre care mai au, Bucureștiu, Timișoara, Iașu, Galațiu, nu știu dacă sunt mai mult de 4-5 centre în țară care au așa ceva. Este un aparat de ultimă generație, un aparat care extrage plasmă din sânge, se numește plasma fereză și ajută pentru tratarea bolnavilor infectați cu COVID și în special pe cei care sunt mai grav bolnavi, sunt cei mai afectați și care sunt în terapie intensivă. A venit ca o bulă de oxigen acest aparat, exact așa cum spuneam, este o șansă, este o șansă pe care o au și o vor avea oamenii care sunt infectați și sunt în stare gravă. Sper ca în cel mai scurt timp, în câteva zile, să poată să extragă plasmă din sânge. El va funcționa la centrul de transfuzii. Am găsit acolo o echipă extraordinară, de oameni extraordinari împreună cu conducerea centrului de transfuzii care au acceptat imediat. Dar vreau să vă spun că toate demersurile astea se întâmplă sau s-au întâmplat de acum 3 săptămâni, pentru că acum 3 săptămâni am avut o discuție cu cel de la care am și luat acest aparat ca și donație, domnul Florin Hozoc. Un om extraordinar, un om cu care ne-am înțeles din prima și faptul că au văzut deschiderea pe care o avem noi la Galați și de aceea vă spun că și oamenii de la centrul de transfuzii, având deschiderea și fiind oameni cu care s-a putut colabora și oamenii au văzut deschiderea noastră și au fost receptivi. Este un aparat care se folosește la ora actuală și în Germania, se folosește și în Italia, se folosește în toate țările care folosesc plasmă din sânge pentru a trata bolnavii. Practic, ce face acest aparat? Și acum va funcționa și la Galați. Ce se întâmplă? E vorba despre pacienții care au trecut prin boală, pentru că să mă întrebați de prin ce... Prin infecția cu coronavirus. Să mă întrebați acum de ce au trecut prin boală și nu spunem pacienții vindecați. Asta este terminologia folosită de Ministerul Sănătății de către Direcția de Sănătate Publică. Ca pacienții care au fost infectați cu acest virus, COVID-19, să doneze sânge și din sângele lor, pentru că a crescut sistemul imunitar, au crescut anticorpii, să se extragă plasma și plasma respectivă, cu plasma respectivă să fie tratați pacienții care sunt grav bolnavi. De aceea și prin intermediul dumneavoastră am făcut-o și ieri când a fost montat acest aparat la centrul de transfuzii și prin intermediul noastră am să rog pe toți cei care la ora actuală au trecut prin această boală și care au fost afectați, știu foarte bine ce înseamnă teama și frica și știu boala pe care au avut-o, de aceea îi rog să înțeleagă că e nevoie să dăm o șansă și altor oameni ca noi, altor conaționali, pentru că doar cei care au fost infectați cu coronavirus dezvoltă acești anticorpi. La Galați sunt peste 150 de persoane care au fost afectate și tratate și cărora le-a ieșit 2 teste negative și apoi au mers acasă. Aceste persoane pot să doneze sânge. Donarea este o donare normală, exact ca și cum ne ducem la momentul de față și donăm sânge pentru cei care au nevoie de sânge. Exact același lucru se întâmplă și aici. Este o donare de sânge și din sângele respectiv
se extrage plasma. Nu aș vrea să intru prea mult presupun în detalii tehnice, dar... Presupun că există o rată de succes importantă pentru această procedură. Păi vă dați seama că folosindu-se pe scară largă și fiind atât de multe cercetări făcute, inclusiv în China, inclusiv în America, inclusiv în Germania, inclusiv în Italia, Spania, adică toate țările astea folosesc acest aparat care este automat, este altceva, pentru că la ora actuală centrul de transfuzii mai are extractoare pentru plasma fereză, dar nu sunt automate, nu sunt de ultimă generație, adică este puțin mai complicat. Este o valoare semnificativă de peste 40.000 de euro, așa de este, câte am înțeles. Așa este, pentru că aparatul nu a venit doar aparatul simplu așa, care înseamnă 20 și ceva de mii de euro. Pe lângă aparat au venit kiturile, au mai venit specialiștii care stau cu angajații de la centrul de transfuzii și sigur trăinuirea celor de acolo, adică înseamnă peste 40.000 de euro, o donație destul de consistentă, dar într-adevăr, când vorbim despre viață, când vorbim despre sănătate, nimic nu este mai valoros decât sănătatea, astfel că o astfel de sumă am fi găsit-o și noi, doar că ar fi fost mai greu să-l aducem, să-l achiziționăm și pentru că se găsește foarte greu pe piața liberă. Într-adevăr, din câteva vorbe ne-am înțeles, m-am înțeles cu cel care ne-a donat aparatul, v-am spus încă o dată, domnul Hozoc. Acum 3 săptămâni am discutat, practic am discutat la un telefon și un mail și în secunda a doua mi-a trimis... Adică atunci când există intenție onestă, lucrurile exact, se concretizează. Exact, adică nu a trebuit să... începem să ne căciulim, să ne milogim, să nu omul știe foarte bine, am înțeles fiecare care ne este menirea și importanța în momentele astea critice a unui astfel de aparat pentru Galați și pentru alte județe, pentru că nu doar la Galați a donat un astfel de aparat, avem norocul că deschiderea fiind mult mai mare a Galațiului, a Consiliului Județean și a celor de la centrul de transfuzii unde am găsit, v-am spus încă o dată, o deschidere totală și oamenii văzând deschiderea, automat au fost și ei foarte receptivi și l-au adus, l-am montat și începând de luni vor veni specialiștii să trăinuiască angajații centrului de transfuzii și apoi împreună cu Direcția de Sănătate Publică, pentru că va trebui făcut un protocol între Consiliul Județean și Centrul de Transfuzii. Un protocol între Centrul de Transfuzii și Spitalul Județean, pentru că la ora actuală cei care sunt pe ventilație mecanică în secția de terapie intensivă sunt la Spitalul Județean și atunci trebuie un protocol între Spitalul Județean și Centrul de Transfuzii pentru a putea, după ce au această plasmă, să poată să fie dată Spitalul Județean și să fie tratați pacienții în stare critică în terapie intensivă. Iată cât de importanți sunt oamenii care au trecut prin boală. Oameni care poate că sufereau inclusiv o problemă social, public. Oameni de care poate ne-am ferit într-un timp în care nu eram suficient de educați. Ei sunt cei care pot acum să asigure primul ajutor. Da. Și un ajutor atât de important. De asta vă spun că astăzi, mai mult ca oricând, acești oameni trebuie să înțeleagă că la rândul lor trebuie să ajute. Deci trebuie să ajute și îi rugăm să facă lucrul ăsta pentru că aparatura și centrul de transfuzie asigură o securitate maximă, nu există niciun risc de a dăuna, nu există niciun risc de a îi afecta în vreun fel, doar că există o șansă pe care trebuie să o dea altor oameni și de aceea îi rog să înțeleagă că e nevoie mai mult decât oricând, ca oricând să-i ajutăm, pentru că este nevoie și pentru alte județe. Și mai este un aspect. Faptul că la ora actuală în Galați sunt mai multe cazuri decât în alte județe, asta se întâmplă și datorită faptului că avem un aparat de testare. Sunt județe care abia acum sau încă nu au reușit
să pună în funcțiune aparatele de testare pentru coronavirus, de aceea și ei, de aceea și numărul de cazuri foarte mic. Suspect de mic, adică sunt persoane asimptomatice care au intrat în contact, au fost contact direct cu alți pozitivi și n-au fost, pentru că n-a fost posibilitatea să fie testați, n-au fost testați, iar oamenii aia s-au plimbat liber prin societate. Și tot așa mai departe. Și atunci va fi nevoie în viitor, pentru că chiar dacă de pe data de 15 mai nu va mai fi ordonanță militară, nu va mai fi stare de urgență, tot va trebui să păstrăm măsuri de protecție, tot va trebui să păstrăm distanța socială, tot va trebui să ne protejăm, tot vor fi și vor mai fi în continuare cazuri de infectare cu COVID-19 sau coronavirus, adică nu de pe data de 15 mai am tras heblu, am spus stop coronavirus și din momentul ăla nu se mai infectează nimeni. Nu. Lucrurile stau cam așa. În continuare vor apărea cazuri noi de infectare și de aceea este nevoie. Acum sper să se înșele și sper să nu se întâmple și al doilea val de infecție în octombrie, așa cum preconizează specialiștii, pentru că atunci va fi chiar un dezastru. De aceea mă rog și sper ca bunul Dumnezeu să ne protejeze, pentru că ne ajunge cât avem acum, nu mai avem nevoie și de al doilea val. Dar nici măcar coronavirusul nu împiedică transformarea completă, de fapt, a Spitalului Județean. Pentru că va fi de nerecunoscut, vorbim acum despre eficiență energetică, un proiect care a fost pus, care a început să fie pus în practică la Spitalul Județean. Da, așa este, am dat ordin de începere, într-adevăr au mai fost niște lucruri acolo de rezolvat. De aceea a mai întârziat vreo 2-3 luni de zile, dar am emis ordinul de începere a lucrărilor. Constructorul deja a început și a făcut comandă pentru lifturi, pentru că ce înseamnă eficiență energetică a Spitalului Județean înseamnă, începând de la subsol până la etaj nou, schimbat toate conductele de fluide menajere, pe acolo pe unde curge apa menajeră, și vă garantez că dacă intrați la subsolul și dumneavoastră ați fost la subsolul Spitalului Județean, la lucrarea de consolidare și ați văzut ce păienjeniș de conducte este acolo și toate conductele alea magistrale alea care preiau toată apa menajeră din Spitalul Județean, de la WC-ul, de la chiuvetă și de tot ce înseamnă canalizare, de la etajul nou până la subsol, sunt conducte imense, iar unele abia poți să le cuprinzi cu mâna, atât de mari ce sunt. Toate conductele astea vor fi schimbate. Tot ce înseamnă... Este lucrare uriașă. Fluide, exact, tot ce înseamnă fluide medicale, adică conducte pentru transportul oxigenului pe fiecare salon, la fiecare pat. Vom pune rampe de oxigen la fiecare pat. Va fi climatizare. Și aici, când spun climatizare, începând de la parter până la etajul 9, vom avea aceeași temperatură atât pe holuri cât și în saloane, pentru că tot spitalul va avea tubulatură pentru climatizare, pentru a asigura climatizarea și în saloane, atât pe timp de vară cât și pe timp de iarnă. Toate geamurile vor fi schimbate și vor fi geamuri for season, adică și atunci iarna, când afară sunt 0 sau minus 5 grade, geamul pe exterior este rece, dar pe interior este cald. Și vara, când pe exterior geamul este fierbinte din cauza efectului de lupă creat de la razele soarelui, pe interior este rece. Tot ce înseamnă uși, lifturi, toate lifturile, Spitalul Județean, cele 12 lifturi vor fi schimbate complet, lifturi noi de trafic intens, adică lifturi care timp de 30 de ani de aici încolo vor trebui să funcționeze la Spitalul Județean acolo. Pe sălile de operații vor fi aparate pentru sterilizarea aerului din sala de operație, astfel că
introduce aer sterilizat în sală și extrage aerul din sală, ăla infectat, și îl scoate afară. Adică este tehnologie de ultimă oră. Plus, pereții pe exterior sunt placați cu plăci de compozit, nu cu rigips, nu cu tot felul de ce vedem noi, care sunt plăci de compozit. Și am văzut multe comentarii, sau am văzut vreo câteva comentarii pe o rețea de socializare, unde spunea cineva: domnule, după ce o să placați cu niște polistiren din ăla, o să vedeți cum o să se scorojească, o să vedeți cum o să sară vopsea. Îi asigur pe toți că vor fi plăci de compozit, iar ca să le dau un exemplu, uitați-vă la Grădina Botanică, la Muzeul de Științe ale Naturii, Grădina Botanică, pe exterior sunt plăci de compozit, au 20 de ani și sunt intacte și arată foarte bine, iar aceste plăci de compozit vor avea rolul de a nu permite transferul de energie termică din interior spre exterior și invers, de a fi un tampon între energia termică din exterior, adică atunci când e rece sau e cald, să nu se transfere foarte mult spre interior, spre saloane. Înțeleg. Plus că este un material modern și mult mai eficient. Exact. Plus că vor fi pe acoperiș, vor fi panouri fotovoltaice care vor ajuta la încălzit apa, astfel că vom reduce consumul de energie electrică. Pentru că ăsta este și scopul acestui proiect. De aceea se și numește eficiență energetică, pentru că trebuie să reducem consumul de curent electric, și anume cu minim 30% din cât consumăm acum. Este un proiect cu finanțare europeană, este un proiect de aproape 9 milioane de euro, adică nu este un proiect mic. La 9 milioane de euro înseamnă peste 400 și ceva de miliarde de lei vechi, și atunci este un proiect mare, un proiect pe care abia aștept să-l implementăm, pentru că, în afară de faptul că va aduce un plus valoare pentru confortul pacienților și a cadrelor medicale, în primul rând prin climatizare și prin confortul estetic, va aduce, în al doilea rând, un plus valoare economică spitalului, pentru că reduce cheltuiala cu 30% din consumul de energie electrică și termică, ceea ce înseamnă foarte mult. Gândiți-vă că Spitalul Județean, de câteva sute de mii de lei sau sute de mii de euro anual pe ceea ce înseamnă utilități. Și atunci o reducere cu 30% înseamnă enorm de mult, plus că aspectul estetic pe exterior al Spitalului Județean va fi complet schimbat. Deci toată lumea are de câștigat, atât din punct de vedere al confortului pacienților și medicilor, cât și din punct de vedere al confortului economic pe care îl va resimți managementul Spitalului Județean, dar și din punct de vedere estetic al spitalului al Galațiului, pentru că avem nevoie să avem un spital ca afară. Și este bine să menționăm că lucrurile astea se întâmplă în timp ce activitatea spitalului nu este întreruptă. Vreau să vă spun că toate lucrurile astea se întâmplă în timp ce activitatea spitalului nu este întreruptă, iar în paralel se desfășoară și consolidarea Spitalului Județean, un proiect de aproape 8 milioane de euro, deja aproape jumătate din ceea ce înseamnă Spitalul Județean este consolidat. Și mergem cu partea de consolidare și cu partea de eficiență energetică. Adică zic eu că peste ceva timp, un an și jumătate, 2 ani de zile, aproape că nu o să mai recunoaștem Spitalul Județean. Vreau să le spun oamenilor și să înțeleagă că banii ăștia pe care investim la Spitalul Județean sunt bani care vin din surse diferite, nu dintr-o singură sursă. Adică nu pot să pun banii care îi adunăm sau îi aducem pe eficiență energetică, 9 milioane de euro, în același cont sau în același coș cu banii pe care îi aducem de la Ministerul Dezvoltării pentru consolidare sau de la Consiliul Județean pentru alte investiții sau de la o altă sursă de finanțare pe fonduri europene pentru extinderea UPU sau o altă sursă de finanțare pentru radioterapie. Adică chiar dacă noi facem investiții acolo de aproape 70 de milioane de euro, sunt surse de finanțare diferite. Dacă nu am fi absorbit aceste fonduri, ele oricum ar fi ajuns în alte județe, iar noi, ca să-i adunăm pe toți
și să-i punem într-un cont sau într-un singur coș și apoi să-i cheltuim după cum credem noi că este bine, nu se poate. Pentru că am văzut comentarii, domnule, decât să dați banii ăștia, așa mai puneați ceva și construiați un spital nou. Vreau să le spun că un spital nou costă peste 200 de milioane de euro. În afară de asta, inconvenientul este că nu putem să punem toți banii ăștia pentru că sunt surse de finanțare diferite și din bugetul local și din bugetul guvernamental. Puțin recunosc că este singurul proiect pe care l-are Consiliul Județean cu fonduri de la Guvernul României și fonduri europene. Fiecare proiect are câte o linie de finanțare pe un anumit program. Am încercat ca orice program pe care l-am găsit să mergem să depunem proiecte pentru finanțare și, așa cum am mai spus, sănătatea dintotdeauna, de când am devenit președintele Consiliului Județean, a fost prioritate zero. Toate lucrurile astea, în afară de ceea ce spuneam despre modificarea și confortul pacienților și al medicilor, cadrelor medicale, despre reducerea consumului de energie electrică și termică. În afară de toate lucrurile astea de partea estetică, mai există un lucru foarte, foarte avantajos și un lucru foarte important pe care trebuie să-l spunem și l-am spus de fiecare dată la dumneavoastră în emisiune, înseamnă o infuzie de capital în ceea ce înseamnă economia locală. Gândiți-vă cât de importanți sunt acei 70 de milioane de euro pe care noi investim la Spitalul Județean, pentru că acolo sunt vreo 5 sau 6 firme care la rândul lor au câteva zeci de muncitori, cărora le asigură salarii, cărora le asigură taxe și impozite și firme care plătesc impozite la bugetul local și la rândul lor achiziționează materiale de la alți furnizori. Adică tot timpul am spus și repet, aceste investiții, în afară de faptul că își ating obiectivul de a aduce un plus valoare calității celor care își desfășoară activitatea acolo, dar aduce un plus valoare economică pentru ceea ce înseamnă județul Galați. Și am, cu riscul de a repeta, o să vedeți, județele care au proiecte cu fonduri europene vor trece mai ușor peste criza economică ce urmează, pentru că proiectele cu finanțare europeană sunt proiecte sigure, proiecte care vor trebui duse la bun sfârșit, pentru că ele sunt începute, realizate 30, 40, 50% dintre aceste proiecte și atunci nu mai au cum să fie oprite și vor fi duse la bun sfârșit, pentru că trebuie să-și respecte graficul de implementare. În schimb, proiectele cu finanțare proprie sau finanțare de la guvern sunt proiecte ca la loterie, pentru că, gândiți-vă, dacă nu funcționează economia și nu sunt contributori la bugetul, la bugetul de stat, automat că nici guvernul nu are de unde să asigure finanțare pentru proiectele de investiții. O afirmație pe care sunt sigur că deja ați argumentat-o perfect. Mai vreau să spun legat de subiectul spital, că în mod sigur ar fi fost mai simplu să construiți unul nou. Nu spun că nu era necesar să reacționăm pe acesta. Așa este, mi-aș fi dorit și am sigur spus, era mai știți, ușor să facem unul nou decât să-l știți că sunt unul dintre militanții acestei idei. Sunt unul dintre militanții acestei idei. Avem teren, avem 11 hectare de teren special alocate pentru construirea unui spital nou. Gândiți-vă ce înseamnă să construiești un spital de la zero nou și să nu trebuiască să lucrezi cu pacienți în interior, să faci circuite separate, să lucrezi doar în anumite sau la anumite ore, pentru că acele conducte de fluide pot fi schimbate doar noaptea când pacienții sau mai bine zis când activitatea spitalului este foarte redusă și atunci doar în perioada de ora 2, 3 dimineața, 4 dimineața poți să schimbi aceste conducte de fluide, pe când la un spital nou se lucrează dimineața de la ora 7 până seara la ora 6 fiecare zi și s-a rezolvat problema. Aș vrea să vorbim și despre morgă, pentru că acolo dumneavoastră știți denumirea științifică pe care întotdeauna o uit, dar acolo vom avea de asemenea o surpriză și mai avem un minut la dispoziție Onor CNA care se uită cu mult interes la emisiunile noastre. Da, într-adevăr, și acest proiect frumos la care am emis ordin de începere, Prosectură, așa se numește, Prosectură, pentru că
Acolo este vorba despre medicina legală, este vorba despre laboratorul de anatomie patologică, este vorba despre criminologie, este vorba despre săl de curs pentru studenții care vor face cursurile la Spitalul Județean, pentru că Spitalul Județean este spital clinic și, după cum știți, studenții acolo își fac cursurile și practica. Este o investiție cu fonduri proprii, este o investiție de peste 15 milioane de lei, adică 150 de miliarde vechi, o firmă din Galați, mă bucur că a câștigat lucrarea și că oameni din Galați vor lucra acolo și mă mai bucur de faptul că vom avea, chiar dacă unii o să spună, domnule, morgă ne trebuie, da, ne trebuie și morgă a spitalului, pentru că acolo se găsesc persoane decedate în stradă, pe câmp, sau decedează în accidente rutiere și trebuie să meargă într-o zonă unde să face o autopsie în condiții de siguranță și să respecte toate normele europene în materie. Gândiți-vă că la ora actuală, gândiți-vă că morga spitalului sau laboratorul de anatomie patologică al spitalului are aproape 50 de ani de când funcționează acolo. Pe final de emisiune schimbăm complet registrul, mai avem timp doar să spunem un semnificativ la mulți ani, pentru că este o zi importantă pentru anumite persoane și aș vrea să se bucure și ele de tot ceea ce urmează frumos în viața lor să se întâmple. Deja se întâmplă lucruri frumoase și este și un 1 mai pe care îl sărbăm cu toții în vremuri de normalitate, dar o să vedem și de acum încolo cum o să arate de normalitate. 1 mai muncitoresc. La mulți ani tuturor celor care muncesc, chiar dacă acum vă îndemnăm să stați în casă și să păstrați distanța socială, dar se folosește și telemunca, iar celor care muncesc le dorim tuturor succes și să sperăm că, așa cum am spus totdeauna, sunt sigur că vom trece cu bine și peste aceste momente delicate. Vă mulțumesc foarte mult că ați răspuns invitației noastre, domnule președinte. Vă aștept să continuăm dialogul nostru, iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vizionare plăcută continuare. La revedere!